Un teolog rus pe nume Paul Evdokimov a făcut o observație, mi se pare foarte pertinentă. Cred că v-am mai zis-o și v-am mai împărtășit-o în biserică, dar cel puțin pe mine m-a marcat simplitatea și profunzimea afirmației în același timp. Știu că e un lucru contrariant. Dar el spunea că cât timp și atâta vreme cât, de exemplu, în fața noastră stă Scriptura, avem Biblia. Și mă bucur că unii o mai aduceți la biserică, unii deja o veți în inima voastră, nu mai trebuie să mai e nimic de învățat. Dar el spunea că atât timp și atâta vreme cât această Biblie stă închisă, toți suntem de acord că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Toți spunem că este o carte extraordinară, toți știm că este o carte superbă, că e de la Dumnezeu, că Dumnezeu vorbește prin ea. Până aici toată lumea e de acord. Dar spunea Paul Evdokimov foarte sugestiv că în momentul în care o deschidem, o să vedeți cum pagină cu pagină și verset cu verset pe care îl citim, dintr-o dată începem să ne împățim în tabere. Unii cred una, alții cred alta, unii interpretează într-un fel, alții altul. Acum, oameni buni, de regulă, interpretările sunt foarte importante, pentru că ceea ce citești trebuie să înțelegi, pentru ca să poți interpreta și după ce interpretezi, trebuie să aplici în propria viață. Problema este însă, dragii mei, că există întotdeauna un risc foarte real, când vine vorba de Scriptură, să avem interpretări greșite. Să interpretăm greșit ceea ce citim. De aceea, la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, Filip, mânat, condus de Duhul lui Dumnezeu și plin de Duhul lui Dumnezeu, îi spune familiei etiopian, nu pe un ton arogant, ci pe unul foarte conciliant, înțelegi tu ceea ce citești? Pentru că, dragii mei, unii citesc, de fapt foarte mulți oameni citesc, dar nu înțeleg ceea ce citesc. Sau probabil că o înțeleg într-un mod greșit. Și de aceea, dragii mei, există un pericol foarte mare, un pericol real, ca să interpretăm greșit. Iar interpretările greșite din Scriptură duc la alegeri catastrofale în viață. Duc la decizii uneori care, credeți-mă, sunt foarte greu de urmat în viață, dar mai apoi devin uneori o povară extraordinară. La ce mă refer? Acum, frații mei, eu am crescut în biserică de mic copil cu Scriptura în față, chiar dacă nu prea o citeam pe vremea aia, doar auzeam. Aveam niște frați foarte înzestrați, n-aveau nevoie de boxă, de sistem de sonorizare, când strigau unul, nu iubiți lumea, ne trezeam toți. Nu prea știam despre ce e vorba neapărat, dar știu că era ceva rău. Asta știu de mic copil, a nu iubi lumea e ceva rău. Însă, dragii mei, când vine vorba despre această poruncă, pentru că e o poruncă, aici nu e o chestie, dacă vreți, zice Domnul, știți, nu iubiți lumea. Cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de categoric, adică afirmația cu care începe Ioan, care apropo, el e cu iubirea, cu dragostea, știți, Ioan e ăla care pune pansamente, ăla care e cu dragostea, dar aici Ioan e foarte radical și spune cât se poate de ferm, nu iubiți lumea. Acum, problema este, dragii mei, că foarte mulți în istorie, de-a lungul istoriei, au interpretat expresia aceasta, porunca aceasta, într-un mod greșit. Unii au înțeles că a nu iubi lumea înseamnă să te izolezi de lume. Și modul cel mai potrivit de a aplica porunca aceasta este să te rupi, să te izolezi de lume. Adică e un fel de izolaționist, dragii mei, nu doar la nivelul ideilor, nu doar la nivelul credinței, cum Biblia îl cere, clar. Dar unii au interpretat-o într-un mod fizic. Domnule, noi nu mai trăim în lume. Începând cu veacul 2, cu veacul al 3-lea, a început această mișcare, dacă vreți, ascetic-monastică. Și unii s-au retras, unii au plecat la un moment dat în prima etapă prin pustiul Egiptului, au fondat primele comunități monastice. Oameni buni, nu spun că în mod inerent de ceva fundamental greșit, dar, dragii mei, nu la asta se referă Biblia. Unii au înțeles, efectiv, trebuie din punct de vedere fizic, ca între tine și lume, să pui bariere, să pui ziduri foarte înalte și nu care cumva să stai lângă cineva care este din lume. Avem, dragii mei, în timpurile mai moderne, așa numitele comunități de Amish, de menoniți, care s-au retras undeva, foarte izolați, refuză contactul cu lumea, refuză contactul cu orice formă de civilizație și
au înțeles lucrul acesta într-un mod foarte greșit. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu corectează o astfel de perspectivă și de interpretare. De exemplu, dacă vă uitați în 1 Corinteni capitolul 5 cu versetul 9, Apostolul Pavel spune la un moment dat, zice, v-am scris în epistola mea. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă, zice, n-am înțeles cu curvarii lumea acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă, dacă v-aș fi spus asta, zice Pavel, dacă ar fi asta indicația mea, atunci ar trebui să ieșiți din lume. Dar eu nu asta v-am spus. Eu nu v-am spus să vă luați catrafusele, eu nu v-am spus să vă vindeți casele și să vă formați voi cartierul creștin din Oradea. Asta ar însemna, dragii mei, tot să ne vindem locuințele, tot să ne izolăm undeva, facem niște fortificații, ne izolăm la vreo 30 de kilometri de Oradea, nu cumva tehnologia să ajungă pe la noi, pentru că noi trebuie să fim izolați de lume. Nu asta presupune a noi iubi lumea. Unii însă așa au interpretat-o. Alții, dragii mei, au dus-o într-o altă sferă greșită, în zona legalismului. Și probabil că sunt oameni aici care au crescut în astfel de medii foarte legaliste. Oameni buni, nu intenția mea să polemizez foarte mult pe subiectul acesta, dar țin minte că în fragida mea pruncie, dacă vreți, și tinerețe, am fost marcat de expresii, fraților, îi lumea, uitați-vă, au ajuns în biserică, cravată în biserică. Păi uitați-vă, zice, că și semnul de la cravată arată că merge în jos, noi mergem în sus, fraților. Afară cu cravata, erai pus sub disciplină dacă îndrăznai cumva să porți cravată. Era un act de sfidare. Alții au înțeles că ceasul e păcat. Ceasul e din lume, fraților. Ceasul reprezintă lumea. Uitați-vă, ne arată că suntem trecători. Păi tocmai asta spune Biblia. Învață-ne ce să facem, să ne numărăm bine zilele. Unii au înțeles-o, dragii mei, ca în modul acesta. Ce să vă mai spun, există, har Domnului că n-am prins, dar există oameni care au interpretat și au impus altora, deodorantul e păcat. Parfumul ferească, Dumnezeu, Gucci, Doamne, ferește apără. Yves Saint Laurent sau mai știu ce, păcat, frate. Știți, aia cu televizorul deja e clasică. Lumea, fraților! Știți cum era denumit televizorul, vițelul? Știți asta? Țin minte și acum când venea la învânt câte unul și zicea, aveți viței acasă, acum noi eram de la țară, aveam, normal. Nu, de ăla, zice, ăla la celui rău. Și unii frați, nu vă spun că recurgeau la metode ingenioase de a-și ascunde televizorul, că mai venea până control, comisia pastorală. Te trezeai cu pacea Domnului și el auzea că la un moment dat cineva are televizor acasă. Știți, spune și ascundeau frații televizorul. Aveau dită mai dulapul, știți, cu... Și punea o pernă mare acolo și în spate era televizorul. Trebuie să scap, trebuie să fii ingenios. Dar unde interpretează, domne? Televizorul e lumea. Dragii mei, cred că astfel de... Nu mai vorbesc de chitară, nu mai vezi de tobe, ferească Dumnezeu astăzi. Lumea în forma cea mai pură a fost. Dacă știți câte blesteme și afuriseni au fost aruncate asupra tobelor, mă mir că unii mai pot să cânte astăzi. Cafeaua? Eu mă bucur că trăiesc totuși în generația în care penticostalii beau cafea și cafea bună. Dar nici nu știți în urmă cu vreo 25-30 de ani. Cafeaua, păcat! E neagră, frate! Cola, păcat, e negru, dar e bun. Dar, vedeți, a fost un fel de interpretare din asta foarte legalistă. Asta e lume! Cafea lume... N-ați prins sau sunt un... Nu vă pun să ridicați mâna că e stânjenitor și pentru mine și pentru voi. Țineți mintea aia cu tunsul la zero? Știți că eu până la 11-12 ani n-am avut părul lung niciodată, eram la zero. Gheorghe Bradin style, așa se numea. Zero! Lume, frate! Freza e din lume! Gel, ce să mai vorbesc? Pe vremea era apă cu zahăr, cumva să mai stea. Și venea un roi de muște așa după tine întotdeauna. Când... Pentru că vedeți, dumneavoastră, așa am înțeles noi că e treaba cu lume. E lume, frate, lume. Alții au interpretat-o într-un mod și mai dur, sub forma ascetismului. Au înțeles că, din punctul de vedere, a nu iubi lumea înseamnă, de exemplu, unii să chinuie
Eu am făcut-o din motive de sănătate, dar unii nu mănâncă carne pentru că au înțeles carnea, frate, și conține hormoni. Și hormonii dau drumul la pofte și lume. Și n-ai voie să mănânci carne. Noi, totuși, generația noastră, am trecut pe asta prea bine, cred că. Alții, să știți că au recurs în istorie la acte de mutilare. Și acum nu o spun că se poate de... Din păcate, cu durere de adevărat. Au fost oameni care au interpretat de-a lungul istoriei. Au citit Biblia și au înțeles că trebuie să se autoflageleze. Au înțeles că trebuie să se lovească cu biciuri, să-și dea păstă mână, să se lovească, să-și prindă mâna la ușă cu păcătuit. Oameni buni. Sunt interpretări, vezi dumneavoastră, care au fost total și fundamental greșite. Dar, din păcate, trebuie să spunem și o altă interpretare greșită când vine vorba despre lume. Dragii mei, este perspectiva libertină. Dacă pentru alții tot era păcat, pentru ăștia la alții nimic nu-i mai păcat. Nu-i mai păcat, frate. Duhul Domnului, frate. Nu contează cum te îmbraci, nu contează, contează că Duhul Domnului e mine. Oameni buni, există două tendințe greșite aici. Ți-e minte că am fost cu câțiva ani de zile în urmă la o nuntă pe care nu o să o cântăresc. Am dus la un moment dat și m-am întâlnit cu Miri în sâmbătă anunții, era în altă parte și o zis, frate, Dorel, am mai stat cu tine, mi-a arătat programul cât am de predică, zice, dar vine comisia. Ce comisie? Păi vine comisia de evaluare a rochii. Ce vine? Frate, la noi, când cumperi rochia de mireasă, trebuie să trimiți poză la o comisie din biserică. Și după aceea, sâmbăta, înainte de duminica, când e nunta sau cu zi înainte, trebuie să vină trei frați care evaluează, trebuie să fac proba rochii. Și dacă e ok, ok, dacă nu, nu pot să intru în biserică. Acum, să nu fim... Dar trebuie să vă mulțumesc cu durere, am ajuns în situații în care mi-a venit să plec de la nuntă. Nici n-am ajuns bine că... Adică, oameni buni, acolo nu mai era nuntă, nu mai era biserică, era parada Victoria Secret la un moment dat. E asta mi se pare total deplasat. Pentru că există o generație, și să vorbesc despre generația contemporană, pentru care nimic nu-i mai păcat. Ei tot sunt cu Duhul Sfânt, tot sunt prin Domnul, tot e harul Domnului. Dar decența și bunul simț nu mai primează. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Harul lui Dumnezeu nu este incompatibil cu bunul simț și cu decența. Și cred din toată inima, nu o să predic de teologia vestimentară în seara asta, dar cred că un creștin trebuie să se îmbrace într-un mod decent. E valabil și pentru băieți și pentru fete, e valabil pentru toți. Cred, dragii mei, că trebuie să existe o decență și există o moderație pe care Dumnezeu ne le comandă în Scriptură. Acum, porunca aceasta să nu iubești lumea, dragii mei, este adresată nu-i pentru ea de afară, că ea sunt lume. Dacă vă uitați cu atenție, dragii mei, cei cărora Dumnezeu le adresează această scrisoare din 1 Ioan și versetele acestea, haideți să citim versetele dinainte de versetul pe care l-am citit, versetele 13 și 14, 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 13. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel ce este rău. Pe cel rău v-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Dragii mei, aici cuvântul lui Dumnezeu se adresează unor oameni care au parte de relație personală autentică cu Dumnezeu. E vorba de creștini aici. E vorba de spre oameni care au experimentat cu Dumnezeu lucruri extraordinare, biruință în relația, în raportul cu cel rău. Sunt oameni, dragii mei, care îl recunosc, dacă vreți, pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor. Porunca aceasta să nu iubiți lumea, dragii mei, e pentru cei din biserică, e pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu, e pentru cei care sunt într-o relație cu Dumnezeu, e pentru cei care, dragii mei, cu adevărat, din toată inima, îl iubesc pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb în această seară, scurt, ce însemnând, câți de aici îl iubiți pe Dumnezeu? Vă rog, ridicați mâna sus. Ok. Toți îl iubim, slavă lui Dumnezeu. Acum, oameni buni, vreau să vedem în această seară ce nu poți iubi când iubești. Ce nu poți iubi când iubești? Când îl iubești pe Dumnezeu și când asta nu-i doar o teorie, când îl iubești în mod practic, când îl iubești în mod autentic pe Dumnezeu,
Când lucrul ăsta, dragii mei, e ceva real, când nu-i doar o reclamă, ci o realitate atât lăuntrică cât și exterioară în viața ta, când Dumnezeu este cel mai important lucru pentru tine, când trăiești pentru Dumnezeu, când îl iubești pe Dumnezeu, când respiri pentru Dumnezeu, când viața ta întreagă este dată lui Dumnezeu și ești într-o astfel de relație cu Dumnezeu, când îl iubești pe Dumnezeu, Biblia spune că sunt niște lucruri pe care nu le poți iubi. Și primul pe care vreau să-l abordez în această seară, intenționez duminica viitoare să fie vorba și despre o altă iubire, intrăm la buzunar, o să fie bai, vă spun de pe acum, Domnul să ne ajute să ne pocăim. Dar, oameni buni, în această zi vreau să vorbim despre această iubire de lume. Ce nu poți iubi când iubești? Pentru că Ioan, dragii mei, ne spune aici că nu putem iubi lumea. Și nu poți iubi lumea când îl iubești pe Dumnezeu. De ce? Primul argument, dragii mei, primul argument care reiese din acest text, dragii mei, nu poți și nu putem iubi lumea, știți de ce? Din cauza interdicției pe care Dumnezeu ne-o trasează. Dumnezeu ne spune că este un lucru interzis. Atenție, aici nu e opțiune. Aici, dragii mei, nu e o părere a lui Ioan. Aici este Duhul lui Dumnezeu care vorbește prin Ioan și ne vorbește și nouă astăzi și ne spune foarte clar, există o interdicție și interdicția aceasta nu-i pusă de păstor, nu-i pusă de comitet, nu-i pusă de mărturisirea de credința cultului pentecostal. Această interdicție, dragii mei, este pusă în Scriptură. Și vreau să înțelegeți, dragii mei, că cel care pune această interdicție să nu iubești lumea, dragii mei, este Dumnezeu. Cel care îți spune în această seară, nu iubi lumea pentru că este interzis, ascultă-mă, e Dumnezeu. Și acum întrebarea este, dragii mei, în această seară, cine este Dumnezeu pentru tine? Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? Ascultă-mă, în seara aceasta nu cred că te întreabă Domnul, ce știi tu despre Dumnezeu? Dumnezeu nu te întreabă în această seară teologia ta pe care o ai. În această seară, în primul și în primul rând, în mod fundamental, ascultă-mă, vreau să te gândești foarte serios, cine este Dumnezeu pentru tine? Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, dacă Dumnezeu pentru mine este Mântuitorul, dar și Domnul meu, când dragii mei spun că El este Domnul meu și Dumnezeul meu, știți ce înseamnă asta? Înseamnă, dragii mei, că ultima autoritate în viața mea nu e rațiunea mea, ultima autoritate în viața mea nu e nevasta, ultima autoritate în viața mea, dragii mei, nu-s banii, nu-s plăcerile, înseamnă că cel la care mă raportez ca autoritate finală și pe care îl ascult din toată inima mea este Dumnezeu. Și de aceea vreau să te gândești în această seară bine, când Dumnezeu spune nu iubi lumea, ascultă-mă, pentru cei căror tată Dumnezeu, pentru cei care Dumnezeu nu este tată, pare o absurditate. Dar când Dumnezeu este tatăl tău, când Dumnezeu este Domnul tău, te vei raporta la Dumnezeu sub forma ascultării. Și când Dumnezeu spune n-ai voie, respect, și de ce? Pentru că în viața ta Dumnezeu este autoritate. Este Dumnezeu autoritate în viața ta? Dacă Dumnezeu este autoritate în viața ta și în viața mea, ce vom face? Vom respecta poruncile lui Dumnezeu. Dacă spui că îl iubești, știți care este demonstrația practică? Cine mă iubește, ce face, zice Iisus? Dacă are chef, ascultă poruncile mele. Cine mă iubește, spune Dumnezeu, păzește poruncile mele. Știți cum se vede dacă cu adevărat e Dumnezeu Domnul tău, dacă păzești poruncile lui Dumnezeu? Restul e teorie. Restul, dragii mei, ascultați-mă, îi bla, bla, bla spiritual. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei păzi poruncile Lui. Îl vei recunoaște pe El ca ultima autoritate în viața ta. Și când Dumnezeu spune, nu iubiți lumea, când Dumnezeu spune, este interzis, și ce o să faci? O să-L asculți. Oameni buni, de exemplu, când mergem pe un drum, mai avem și noi drumul în România. Cum îți? De asta noastră. Cu gropi, cu denivelări neterminate, dar avem drumuri. Acum însă, dragii mei, pe orice drum, și din România și nu numai, există indicatoare rutiere. Indicatoarele rutiere sunt de avertizment, sunt obligatorii, nu? Adică trebuie să ții cont de ele. Treci la nivel cu calea ferată, nu testezi acolo credința, închizi ochii și prin credință, frate, cred că nu vine trenul. Stai cu minte, nu forța nota.
Adică există, dragii mei, indicatoare rutiere. Atenție, redu viteza. Curbă extrem de periculoasă. Intri într-o zonă rezidențială, circul cu 30 de km la oră, nu 80. De ce? Pentru că aceste indicatoare, dragii mei, rutiere, dragii mei, ne ajută nu numai să ajungem la destinație în siguranță, dar ne ajută, dragii mei, să respectăm niște lucruri. Vreau să vă spun ceva. Dacă nu vom respecta aceste indicatoare, semne de avertisment rutiere, vreau să vă spun, dacă de mâine, dacă din seara asta, nimeni de aici care vine la biserică cu mașina și nimeni din Oradea nu mai respectă semaforul, știți ce ar fi? Haos. Ar fi accident peste accident. Ar fi dezastru, cedează trecerea. Cine? Tupeu, primul care intră, ăla e primul venit, primul servit. Însă, dragii mei, există indicatoare rutiere care spune, aici te oprești, cedează dreapta. Ai grijă, te oprești pentru că e culoarea roșie. De ce vă spun asta, dragii mei? Aveți impresia că, din punct de vedere spiritual, lucrurile stau diferit? Știți ce este, dragii mei, porunca aceasta, nu iubiți lumea? E un indicator rutier, dacă vreți, cu însemnătate spirituală. Luați așa. E un indicator spiritual, dragii mei, de care, dacă nu țin cont, niciodată nu o să ajung la destinație care este cerul lui Dumnezeu. Eu trebuie să țin cont, dacă Biblia spune, nu minți, nu fura, nu înșela, nu pofti, nu fa asta, nu iubi lumea, aceste indicatoare, știți ce mă ajută? Să ajung cu bine la destinație. În biserica în care nu se respectă, e haos. În familia în care nu se respectă principiile lui Dumnezeu, e dezastru. În societatea, dragii mei, în care nu se mai respectă regulile acestea, e pur și simplu stare de haos. Și cred că nu ne dorim asta, pentru că știți, Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduirii. Cu ani de zile în urmă, în America, în Texas, 4 tineri au fost condamnați la închisoare pe viață. Închisoare pe viață. Când s-a dat sentința, 4 tineri de, cu pare mie, până în 23-24 de ani au fost cel mai vârstă din ei, au fost condamnați la închisoare pe viață. Ascultați-mă, n-au violat pe nimeni. N-au spart nicio bancă, n-au jefuit, n-au tâlhărit, n-au făcut nimic din lucrurile acestea. Ce și-au făcut? Într-o vineri seara, n-au mai avut ei ce să facă să se distreze și s-au dus undeva la o intersecție în afara orașului, unde erau semnul acela stop și dincolo era cedează trecerea. Ce și-au făcut ei? S-au apucat să scoată în nebunia lor indicatoarele ale rutiere. Le-au zis, ce domne, hai să... și le-au aruncat. În acea noapte, dragii mei, din cauza faptului că nu mai erau acele indicatoare care reglementau circulația în intersecție, 3 oameni au murit într-un accident rutier. S-au făcut anumite investigații, anumite cercetări, erau camere de luat vederi, s-au dus pe urmele acestor 4, au fost aduși în fața tribunalului, după 6 luni de zile, au fost condamnați la închisoare pe viață. Știți de ce? Pentru că au scos niște indicatoare care salvează vieții. Ascultați-mă, suntem o generație care avem mare tendință, știți înspre ce? Să scoatem indicatoarele astea din Biblie, că nu prea ne plac. Redu viteza, aici fugi, aici oprește-te. Nu, las că știm noi. Ascultați-mă, cine își permite să scoată ceva din cuvântul lui Dumnezeu, nu spun populist în seara asta, dar cine scoate ceva din cuvântul lui Dumnezeu, și ce spune Biblia? Va fi scos, se scoate dreptul. N-ai dreptul dacă Dumnezeu spune nu iubi lumea. Trebuie să înțelegi că este o interdicție. Este o interdicție pe care trebuie să o respecti. 2. Nu poți să iubești lumea, știți de ce? Numai pentru că este o interdicție poruncită de Dumnezeu în Scriptură. Nu putem, ascultați-mă, ca și creștini iubi lumea din cauza, dragii mei, pentru că e incompatibilă. Incompatibilă cu o altă iubire. Noi nu putem ca și creștini, ca și oameni al lui Dumnezeu, noi nu putem să iubim lumea, dragii mei, din cauza incompatibilității. Nu numai că este o interdicție, dar este, Biblia spune că e o chestie de incompatibilitate, dragii mei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 15, nu iubiți lumea. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și știți de ce? Pentru că zice cuvântul Domnului, dacă zice iubește cineva lumea, știți ce se întâmplă? Dragostea Tatălui nu este în el.
N-are cum, ascultă-mă ce spun, ca dragostea de lume să coabiteze în inima ta cu dragostea de Dumnezeu. E imposibil! Și Dumnezeu spune, nu iubiți lumea, pentru că dacă iubești lumea, nu-L iubești pe Dumnezeu. Ai impresia, dar nu o faci. Dacă iubești lumea, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu e mai în tine. Poate să fie o amintire, dar nu e mai o realitate. Și atunci, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fim foarte responsabili. Acum, însă, să ne uităm în cuvântul Domnului puțin la următorul aspect. La ce se referă când spune, nu iubiți lumea? Ce fel de lume? Pentru că și aici sunt anumite aspecte interpretabile. Bun. Dragii mei, cuvântul, hai să nu, limba greacă, dar cuvântul e cosmos, e un cuvânt foarte cunoscut. Dar din punct de vedere scriptural, dragii mei, cosmos se referă la cel puțin trei lucruri. Primul din el este lumea fizică. Când în Biblie se vorbește despre lume, există, dragii mei, o lume fizică. Este vorba despre creația lui Dumnezeu, este vorba despre univers, este vorba, dragii mei, despre pământ. Uitați-vă, Fapte 17:24. Spune acolo Pavel, Dumnezeu care a făcut ce? Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Psalmul 24:1 spune, al Domnului este pământul și tot ce este pe el, cine? Lumea și cei ce locuiesc. Ei, când în Biblie, dragii mei, se vorbește despre lume, o primă categorie se referă la lumea aceasta, dacă veți, fizică. Și, dragii mei, când vine vorba de lumea fizică, Dumnezeu nu se referă să o urâm. Cum poți să urăști ceea ce a creat Dumnezeu? Știu că există o întreagă religie, însă e un fel de religie ecologia asta. Să salvăm planeta, trebuie să o salvăm. Pe de altă parte, dragii mei, trebuie să recunoaștem că noi, evanghelici, avem o mare problemă aici. Am fost undeva într-o tabără. Știți ce mi-a zis administratorul acelei tabere? Zice, domnul pastor, am mers să predic, nu erați voi, cred, nu a fost tabăra noastră, deci da slavă Domnului. Dar am fost undeva într-o tabără, și ce mai este administratorul? Zice, spocăiți, nu? Da. O zis, în viața mea, de când sunt eu administrator de 20 și ceva de ani la tabăra asta, eu n-am întâlnit gunoaie și mizerie mai multe aruncate decât de la ăștia. Pentru că, dragii mei, eu cred că trebuie să respectăm ceea ce Dumnezeu a creat, trebuie să iubești ceea ce Dumnezeu a creat. Cred că trebuie să fim responsabili față de natură, cred că trebuie să curățăm, cred că trebuie să nu poluăm, dragii mei, cred că trebuie să nu aruncăm peturile pe oriunde. Am dus la un moment dat cu cineva, m-a luat să mă ducă la biserică și n-am mai apucat să mâncăm și m-am luat mâncare de la drive-thru, știi, și m-am mâncat, nu, a fost bine, nu zic. Și la un moment dat văd că deschide geamul, frate, dă-l încoace, ce? Piu! Zic, ce faci? Da, piu! Păi, frate, zic, lasă că le bute, când ajungem? Frate, pământul cu tot ce e pe varde, deci. Varde, frate, ce să nu mai fac, hai să aruncăm în casă, de ce să mai, că oricum o să ardă. Hai să ne infectăm, hai să ne îmbolnăvim. Pentru că avem mentalitatea asta, frate, tai, bagă drujba, nu contează, tai tot ce prins, păduri, nu mai contează, ras, Sahara să fie după noi. După noi potopul, pentru că ce? Pământ oricum va arde, frate, hai să băgăm acum în foc, să facem ce bani dacă se poate. Credeți, dragii mei, că asta înseamnă atitudine creștină? Cred, dragii mei, că pocăiții trebuie să fie oameni foarte conștiincioși din punctul ăsta de vedere. Dar nu se referă, atenție, la lumea asta. Pentru că n-ai cum să o urăști pe ceea ce o crea Dumnezeu. Apoi, dragii mei, când vine vorba despre lume, există o altă dimensiune. Este vorba despre lumea umană, despre omenire. Și nici la asta nu se referă să nu iubiți lumea. Pentru că, dragii mei, spune în 1 Ioan 2:2, spune cuvântul Domnului, El este jertfa de ispășire pentru ce? Pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale... Pentru cine e jertfa lui Dumnezeu? Nu numai pentru noi, ci pentru toată. Și se referă la oamenii de pe pământ. Mai mult de atât, dragii mei, celebrul verset de aur la Scripturi, Ioan 3:16, ce spune? Atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Și atunci n-ar fi în contradicție să nu iubiți lumea, dacă s-ar referi la oameni. Nu, nu, nu. Aici e vorba despre omenire, despre oamenii, dragii mei, care au nevoie disperată de Dumnezeu, despre întreaga lume. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul să fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Noi trebuie să iubim ce iubește Dumnezeu.
Însă, dragii mei, când vine vorba despre a nu iubi lumea, se referă la o treia dimensiune, când vine vorba despre lume. Este vorba, dragii mei, despre lume ca sistem spiritual. E vorba, dacă vezi, despre ideologia și cultura spirituală a lumii în care trăim. Lume, dragii mei, înseamnă sistemul spiritual al celui rău care activează în lumea fizică. Spunea Jean Calvin în felul următor, oricine se opune împărăției lui Dumnezeu și orice se opune împărăției lui Dumnezeu este lume. E vorba despre ideologie, e vorba despre culturi, e vorba despre influență. Și de ce, dragii mei, nu putem să iubim lumea aceasta, vorbesc sistemul de valori al lumii, ceea ce promovează lumea. Pentru că uitați-vă cuvântul lui Dumnezeu și acum am nevoie de cineva cu multă dexteritate la pasaje din Sfânta Scriptură. Știți de ce? Pentru că este sub controlul lui Satan. Lumea, dragii mei, este controlată de Satan. 1 Ioan 5,19, toată lumea zace în cine? În cel rău. Și la asta se referă Dumnezeu, nu iubiți lumea. Pentru că mai apoi uitați-vă, 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 20. Lumea, dragii mei, are această capacitate de a întina. Spune cuvântul Dumnezeu, în adevăr, dacă după ce au scăpat de ce? Întinăciunile lumii. Pentru că lumea întinează. Nu numai că lumea zace în cel rău, dragii mei, sistemul de valoare al lumii zace în cel rău, este influențat de cel rău, dar lumea întinează. De aceea spune Iacov 1:27, că adevărata religie, dragii mei, nu e aia penticostală, baptistă sau ortodoxă sau creștin după Evanghelie. Adevărata religie spune curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ce să facem? Să ne păzim neîntinați de ce? De lume, pentru că lumea întinează. Și de-aia n-ai cum să iubești lumea, n-ai cum să iubești ceea ce te distruge, ceea ce te pervertește. Mai mult de atât, dragii mei, lumea este stricată. Sistemul ăsta de valori al lumii, ideologia lumii, cultura lumii este stricată. 1 Petru, dragii mei, capitolul 1, cu versetul 4, este cât se poate declara acolo referința lui Dumnezeu și spune și suntem chemați la ce? La o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată pentru voi în ceruri. Pentru că, dragii mei, lumea aceasta este efectiv într-o putrefacție morală și spirituală și nu ai cum să iubești așa ceva. Mai mult de atât, și de ce nu poți iubi lumea? Pentru că lumea, dragii mei, ne urăște! Lumea te urăște. Ioan 17:14 este rugăciunea lui Iisus înainte de calvar. Dragii mei, spune că le-am dat cuvântul tău și lumea ce a făcut? I-a urât. Dacă ești copil de Dumnezeu, dacă ești al lui Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, ascultă-mă, lumea te urăște. Și când vorbim despre influența ei, despre ideologia ei, despre cultura ei, lumea te urăște. N-are cum să te aplaude, n-are cum să-ți dea like-uri, n-are cum să te aprecieze, n-are cum să-i placă când îi vorbești despre Dumnezeu, pentru că nu ești din ea. Pentru că mai mult de atât, dragii mei, lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Ioan 17:10, de-aia nu poți iubi lumea, pentru că lumea asta, dragii mei, nu-i condusă de Dumnezeu. Lumea asta despre care vorbește aici Ioan, să noi iubim, este o lume, dragii mei, influențată, dominată și, ascultați-mă, condusă de către diavolul. Și de-aia n-ai cum să o iubești. Știți care este cea mai mare cursă pentru pocăiți, pentru creștini? Este aceea să ai așteptări de la lume. Eu nu am așteptări de la NATO. Eu nu am așteptări de la Uniunea Europeană prea mari. Eu nu am așteptări de la guvern, deși mă rog pentru ei, deși mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le dea lumină. Eu nu am așteptări prea mari de la legislația acestei lumi. Știți de ce? Pentru că știu cine este în spatele ei. Pentru că știu cine o influențează, pentru că știu cine o conduce. Dacă ai așteptări de la lume, îi vai de tine. Oameni buni, așteptările mele și așteptările tale nu sunt de la lume. Așteptările noastre, dragii mei, sunt de la Dumnezeu. Eu nu cred, dragii mei, că lumea aceasta merge în bine, merge din rău în mai rău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci cea mai mare cursă, cred că pentru noi ar fi să credem că lumea ne apreciază, să credem că lumea ne iubește. Dacă vrei să fii tolerat, apreciat, promovat sau iubit de lume, ai o mare problemă, înseamnă că n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Nu mai avea așteptări de la lume. Dragii mei, este o anomalie ca lumea să ne iubească. Ascultați-mă, dacă lumea a ajuns să iubească biserica, vreau să vă spun ceva, aia nu mai biserică. Întotdeauna biserica lui Dumnezeu va deranja lumea. Întotdeauna biserica lui Dumnezeu va fi ca un ghimpe în coasta lumii.
Întotdeauna biserica lui Dumnezeu, dragii mei, este împotriva lumii și lumea este împotriva ei, pentru că sunt din două lumi diferite, pentru că suntem conduși de două sfere diferite. De aceea nu mai cereți like-uri de la lume, nu mai căutați aprecierea lumii, nu mai căutați gloria și slava lumii, nu mai încercați să îi împăcați pe toți, că n-aveți cum! Dacă e Dumnezeu în tine, ascultă-mă, dacă vorbești de la Dumnezeu, lumea te urăște! Te întreb de ce... Și într-un fel vreau să vă spun că mă sperie gândul ăsta. Am ajuns cumva, bă, ești pocăit, bă, fain. Știți de ce? Pentru că am ajuns creștini îmblânziți de lume. Lumea ne-a domesticit. Suntem ca ei, gândim ca ei, să nu deranjăm. E o mare problemă. E un semn de degradare a bisericii când biserica nu mai deranjează lumea. Când biserica nu mai provoacă lumea. Că nu mai există o linie de marcație între noi și lume, e un mare semn de întrebare dacă mai suntem biserică. De ce este incompatibilă? Pentru că, dragii mei, spune clar cuvântul lui Dumnezeu, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, nu se poate. N-ai cum. Știți de ce? Pentru că spune Matei 6:24, nimeni, dar nimeni, nu poate sluji la doi stăpâni sau ce va face? Fie va urâ pe unul și va iubi pe celălalt. Pentru că nu se poate, tu înțelegi că nu se poate să iubești și lumea, să iubești și pe Dumnezeu. N-ai cum să slujești și pe Dumnezeu și să slujești și lumii. Nu se poate. Ori vei urâ pe unul, ori, ascultă-mă, îl vei iubi pe celălalt. Nu se poate. De ce crezi că tu, eu știu că ești penticostal și crezi în minuni, dar minunile astea nu se întâmplă niciodată, pentru că sunt contrare Bibliei. Este un antagonist cu lumea, Iacov 4:4. Bă, măcar dacă nu ne iubește, să fim prieteni cu ei. Hai să ne împrietenim, frate, să fim prieteni cu toți, cu politicieni, ne punem bine, să avem să... și cola, și cola, și cola. Noi suntem din ăștia toți friendly, scoatem steagul păcii toată ziua. Și ce spune Biblia? Iacov 4:4. Suflete, prea curvare, nu știi că prietenia lumii e vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face ce? Vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu trebuie să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să îți vrăjmași cu tine. Nu trebuie să spui, trebuie doar să fii prieten cu lumea. Și ești vrăjmași cu Dumnezeu. Nu spun eu ce spune Biblia. Știți ce înseamnă asta? Precurvie spirituală. Eu vreau să fiu cu toți. Nu poți. Eu m-aș pocui, m-aș boteza, dar aș vrea să mă duc și la cluburi, aș vrea să vin și diz. M-aș simți bine sâmbătă seara, zdranga, dar aș veni și în biserică, oleacă. Eu m-aș pocui, da? Aș mai trage așa. Vino la biserică și inspiră aerul dumnezeesc. Am vrea, dacă se poate. Nu există. Ce spune Biblia? Vrăjmășie cu Dumnezeu. Crezi sau nu crezi, e problema ta. Dar vine o zi când o să înțelegi că asta e adevărata realitate. Relația dintre creștini și Dumnezeu, știți cum e descrisă în biserică de foarte multe ori, în ce imagine este zugrăvită? În imaginea căsătoriei. Ce este biserica? Mireasă. Cine este Iisus? Mirele. Știți ce înseamnă într-o căsătorie? Actul fundamental constituent al unei căsătorii este dragostea și dragostea, dragii mei, se manifestă prin fidelitate și loialitate și exclusivitate. Căsătoria cu Dumnezeu, dragii mei, înseamnă exclusivitate, loialitate și fidelitate. Nu poți iubi, nu poți sluji la doi stăpâni. De aceea, ascultă-mă, dacă îl iubești, dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, ai te-ai botezat și ai făcut legământ cu Domnul și tu, și eu în biserică, frate, dar iubești lumea. Deci toată ziua, bă, parcă îți place mai mult cu lumea decât în biserică. Ascultă-mă ce spun. Dacă găsești mai mult plăcere la meciul de fotbal decât în biserică,
Dacă găsești plăcere mai mult în a sta la taclale toată ziua, pe Facebook, pe internet, pe TikTok, pe orice, la discuții din alea interminabile, dacă îți place să mergi oriunde, numai la biserică, nu. Tu nu-L iubești pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Preacurvie spirituală. Nu există. De-aia am rămas absolut halucinat la un moment dat de explicație. M-a întrebat cineva, nu era pocăit, și a zis: domnul pastor, după mormântare, domnul pastor, zice, vreau să te întreb ceva, nu vă supărați, da, zice, domnul pastor, ați putea să-mi spuneți care-i totuși diferența între curvie și preacurvie, că s-o leacă în ceas. Și nu știu de ce. Păi l-am întrebat pe domn părinte. Și am întrebat: domn părinte, cum e acum? Nu, tu mă știi pe mine așa, că nu. Dar cum e cu preacurvia? Dragii mei, din punct de vedere biblic, curvie înseamnă două persoane necăsătorite. Preacurvie când sunt implicați unul sau doi oameni care sunt într-o relație de căsătorie. Și așa ce a zis popa? M-a zis: bă, cum? Diferența dintre curvie și preacurvie, aia e mai mare păcat, preacurvia. Dar ascultă-mă, poți să curvești, dar nu prea mult. E un prefix acolo. Foarte bună explicație, halucinantă, de-a dreptul. Dar știți că unii, asta înțeles ei, după care, fain. Oameni buni, nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și lumea. Alegeți odată. 3. Ce nu poți iubi când iubești? Ce nu poți iubi când iubești? Nu poți iubi lumea, știți din ce cauză? Din cauza că interdicție și pusă de Dumnezeu. Dumnezeu a pus indicatorul ăla acolo. Nu poți iubi pe Dumnezeu dacă iubești lumea. Și de ce? Din cauza influenței ei. Influența nocivă a lumii mai apoi. Influența lumii. E vorba despre interdicția pe care Dumnezeu o pune. E vorba, dragii mei, așa cum spuneam în această seară, despre incompatibilitate și mai apoi 3. Nu poți să iubești. Și din ce cauză? Din cauza influenței lumii. Versetul 16 spune cuvântul lui Dumnezeu că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci de unde? Din lume. Pentru că aici e vorba de o influență. Pentru că este vorba despre o influență a lumii asupra noastră. Dragii mei, există, și vreau să înțelegem foarte clar aspectul acesta, vorbește aici despre patim, despre pofta ochilor, lăudăroșia vieții, despre pofta firii pământești. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat cu afecte. Și acum, afectele din punct de vedere teologic, dragii mei, și biblic, înseamnă nevoile noastre existențiale, nevoile naturale ale organismului nostru, ale trupului nostru. Ai nevoie de apă, ai nevoie de mâncare, ai nevoie de îmbrăcăminte, ai nevoie de un anumit confort. Astea, dragii mei, afecte pe care noi le avem și sunt normale, efectiv sunt normale. Dar știți ce înseamnă, dragii mei, patimile? Înseamnă nevoi de naturate. Înseamnă nevoi de naturate. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și ce găsești în lume? Hai să ne uităm la câteva aspecte. Să nu iubești lumea, nici lucrurile din lume. Mâncarea. Iui, la Pentecostal nu deschide subiectul ăsta. Pentru că mi-a zis un frate cu o convingere teologică pur, spune: bă, frate, noi pocăiți, bă, nu bem, nu fumăm, dar... mâncam. Și nu... mi-a zis unul: Dorel, filozofia mea de viață e decât să îmi pară rău când am mâncat, mai bine să-mi fie rău că am mâncat. Ia auziți, îi crezi apostolic la unii. Acum, oameni buni, știți ce spune Biblia? Că există o denaturare în zona asta, patimi, adică supraplinul. Știți că spune cuvântul lui Dumnezeu, Filipeni capitolul 3 cu 18, că pentru unii asta poate să fie un Dumnezeu mâncarea? Nu te băga, frate Dorel, aici că-ți rupi urechile la pocăiți dacă deschizi subiectul ăsta. Filipeni capitolul 3 cu 18, că și v-am mai spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, e de plâns. Și ce spune Pavel? Sunt mulți care se poartă, știți cum? Ca vrăjmași a cui? Ai crucii lui Hristos. Și știți unde e o formă de vrăjmășie a crucii lui Hristos? Practic să te faci vrăjmaș, să te comporți cu un vrăjmaș. Zice Pavel, plâng, și de ce? Pentru că spune Pavel la un moment dat, zice, sfârșitul lor va fi pierzarea, îl spune acolo, Dumnezeul lor, cine-i? KFC-ul.
abia aș nu mai termină predica, vai, zice, să prim Mesopotamia deschis, Doamne, musai să prim shaorma, pizza, ce-o prim, nu contează. Frigiderul. Unii deschid mai mult frigiderul decât Biblia. S-o rup magneții toți de pe frigiderul, așa, zbura, și legile gravitației. Dar Biblia stă, niciun fir de praf nu-i pe frigider la unii. Mai se luminează fața, așa, noaptea. Cuvântul Domnului e o candelă pe lumină, pentru cărarea mea la unii, frigiderul e o lumină, așa, noaptea. Și la două, și la patru, și la șase, te trezești, nu e o problemă? Ce spune Biblia? Că, auzi, frigiderul, că mâncarea poate să fie sarmalele. Fiți frate, de la cum ai fost prea dur. Hainele poate să fie un Dumnezeu. Nu iubiți lumea? Nici H&M, nici Zara, nici Gucci, nici Armani, nici... Dacă stai 7 ore pe zi să vezi toate colecțiile vestim... Și ce fain acum trăim în vremea asta, că nu mai trebuie să mergi în magazin fizic. Că deschizi calculatorul. Online. Băi, și toate... Dar nu cumperi, dar te uiți. N-ai nevoie. Dar îți place. Când pe zi, când știi toată colecția de toamnă-iarnă de la Zara, dar nu știi Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Pe cine iubești mai mult? Frate Dure, lasă-ne surorile în pace. Avem baie cu ele acasă când ajungem. Telefonul. Telefonul. E o problemă. Îți patimi. Ferească Dumnezeu să rămâi fără încărcător. Doamne, fer, deci când unul s-a trezit fără încărcător, ei s-a sfârșit lumea. Nu mai poate, e terminat. Intră în anxietate, îi trebuie să dai medicamente, este un ocam. N-am încărcător, s-a descărcat. Ai primit WhatsApp. Eu ai. Cine s-a scris pe nu știu care grup? De ce credeți că am ajuns aici? Ai, frate, Dure, acum asta e Evanghelia popului. Dă-i pe ei. Nu. Nu-i vorba. E vorba, dragii mei, să ne revenim pentru că acordăm mai mult timp acest lucru decât lui Dumnezeu și spune Dumnezeu, nu iubiți lumea nici lucrurile din ea. Somnul. Aici nu insist prea mult că am și o problemă, știți? Și... Mă lupt cu ea. Jobul. Cariera. Știți că jobul poate să fie un Dumnezeu pentru unii? Dacă pentru tine cariera e mai importantă decât Hristos, dacă te pasionează mai mult ceea ce faci la job, promovarea, chestia aia, decât Hristos, ce spune Dumnezeu? E o problemă de idolatrie. Ai probleme spirituale. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Nu mai vorbim de mașini, că hai să le lăsăm acolo unde sunt. Bine, noi avem scuze că am fost traumatizați, că n-am avut românii până în 89, am avut mașini, trebuia să stai la tombolă, să primești o dace, băgai la cec, până venea după 10 ani. Acum ne-am luat toate hârbile Europei la noi. Și noi suntem Greta Trotineta, ecologiștii Europei. Să nu fie nici asta o problemă. Să, dragii mei, știți ce vreau să vă spun? Există o problemă mare aici. Legat de influența lumii. Spune cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să vă uitați la trinitatea poftelor deschise. Ce spune Biblia aici? Pofta care? A ochilor, pofta firii și lăudărășia vieții. Sunt trei. Acum însă, dacă vă uitați cu atenție această trinitate a poftelor, pofta e tot ce-i degenerat, tot ce-i... Pentru că, dragii mei, una este să întrebuințești ceva, alta este să iubești. Mașina trebuie întrebuințată. Trebuie să le folosești, hainele, telefonul, toate, trebuie să le folosești, dar n-ai voie să le iubești. Aici e baiul. Când le iubești, când pui inima, că la unii când s-o spart telefonul, nici dacă ar fi murit cineva. Iai, pozele mele. Și am fost la Roma și mi-a făcut la Coloseu un poză și am vrut să pun pe Facebook și nu mai pot salva datele. Deci, vă rog, ajutați-mă, help! Când iubim mai mult,
Sunt lucruri pe care Dumnezeu zice, folosește-le. Folosește-ți mașina, folosește-ți telefonul, laptopul, folosește-ți hainele, folosește-le. Întrebuințează-le. Dar nu le iubi. De iubit, trebuie să-L iubești numai pe Dumnezeu. Să iubești oamenii din viața ta. Să iubești lumea păcătoasă atât de mult încât să le vorbești despre Dumnezeu. Geneza capitolul 3 cu versetul 6 spune cuvântul Dumnezeu, aici vom vedea de la păcatul original, dragii mei, vedea toate cele trei acolo. Vă rog să vă uitați cu atenție. Femeia a văzut ce? Fiți atenți. Femeia, adică Eva, de la ea vin toate. Femeia a văzut că pomul era bun de ce asta? Pofta firii. Și plăcut de privit. Pofta ochilor. Și atenție mai departe. Și că pomul era dorit să deschidă mintea cuiva. Și ce le-a zis? Și ce-a zis satanul lui Eva? Vei fi ca cine? Ca Dumnezeu. Cine-i ca mine? Lăudăroșia vieții. De acolo au început toate. Dacă vă uitați, diavolul nu e original. De acolo tot pe asta a mers. Numai că noi ne dăm seama de multe ori. De fapt, în fond și la urma urmei, toate poftele se împart aici și vin din păcatul original. Pofta ochilor, pofta firii și lăudăroșia vieții. Acum uitați-vă puțin, Iisus Hristos este dus în pustie să fie ispitit. Aceleași trei ispite, cu aceleași trei pofte, vine și la Iisus. Pofta firii. Și ce-o zis? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, știi ce? Transformă pietrele în ce? Mâncare. Pâini. N-au mers. Și-o venit mai apoi, dragii mei, cu lăudăroșia vieții, a doua ispită aici. O zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, știi ce fă? Aruncă-te de pe strașina templului și dacă ești Fiul lui Dumnezeu, cum spui că ești, cum zic alții că ești, dacă ești cu adevărat ceea ce spui, atunci îngerii Domnului te vor prinde. Nu e așa că... Așa te ispitește, bă, arată-le cine ești. Bă, demonstrează-le că ești pocăit. Arată-le, trebuie să te... Nu mă credeți? Ar trebui să spună vorbele tale. Sau faptele tale mai mult. Dar simți nevoia de foarte multe ori, știi ce? Să demonstrezi ceva cuiva. De ce trebuie să demonstrezi cuiva ceva? De unde crezi că vine nevoia asta să arăți tu cuiva ceva? Vine din păcat. N-aveți de demonstrat nimănui nimic. Da, al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu. Ne știe Dumnezeu, n-avem nimic de demonstrat nimănui. Ăsta sunt. O zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu, arată-te, hai să acum să te afirm tu, să... A zis, e scris. Și și-a venit după pofta firii și după lăutărușia vieții, a venit cu pofta ochilor. L-a dus pe vârful unui munte înalt. Și a zis, uită-te, privește. Dacă mi te închini, ți le dau ție. Dar uită-te înainte, hrănește-ți ochii, arată. Uită-te, scaldă-ți ochii. Mare ispite asta a ochilor. Ce deavă, uită-te. Și când te uiți, poftești. Eva s-a uitat la pom cu sugestia deavălui. Uită-te, uită-te, uită ce fain arată. Ia gustă. S-a dus David, dragii mei, pe balconul casei sale și zice că s-a uitat la Bașeva. Că de acolo începe, privește. Și trebuie să fie a tot. Dacă vezi, trebuie să-l ai. Sau există și o altă dimensiune a poftei ochilor. Doar să te uiți. Nu-ți trebuie, numai te uiți. Lumea virtuală. Știți că există oameni care trăiesc în lumea virtuală? Știți că există o realitate virtuală mai nouă? O lume virtuală, cumva? Unii își pun din ăla, știți, niște sisteme, nici... Intri într-o altă lume, acolo ești într-un avatar, trăiești în lumea ta, îți faci propriul tău univers. Pornografia ce credeți că este?
Ce ani de zile uneori unii se luptă să scape. Nu iubi lumea. Nu iubiți lumea. Pentru că e interdicție, pentru că e o incompatibilitate, pentru că are o influență nocivă. Știți care e sfârșitul lumii? Hai să vedem care e sfârșitul lumii. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și odorul și a vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei, ce fac? Trec. Trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Dacă iubești lumea, o să ai soarta ei. Pământul cu tot ce este pe el, lumea aceasta, ideologia aceasta, sistemul de valori demonic va arde în iad. Iadul n-a fost pregătit, spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenilor, ci diavolului și îngerilor săi. Dar ascultă-mă, când iubești ideologia celui rău, te vei duce împreună cu el. Vei avea soarta lui. Lumea va trece. Dar știți ce spune cuvântul Domnului? Cine face voia lui Dumnezeu rămâne. Că zice cuvântul lui Dumnezeu, zice Pavel, știți ce? Toate vor trece, vor arde, vor pleca, vor dispărea. Există un termen de perisabilitate, ca pe conservă, și pe lumea asta e trecut. Un termen de expirare, se degradează, în putrefacție lumea asta. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu că sunt trei care vor rămâne. Vor trece, timpul veșniciei, baremul ăsta al cronologiei, este credința, nădejdea și ce? Și ascultă-mă, când dragostea lui Dumnezeu e în tine, vei fi pentru totdeauna cu cel care este veșnic cu Dumnezeu. De-aia nu iubi lumea, pentru că trece. Pentru că e cea mai proastă investiție. Tu ai investit în ceva ce știi că peste un an e faliment? Ți-ai băgat toți banii, ai investit timpul tău cel mai bun pentru ceva care e să distruge. Am fi cei mai neinspirați investitori din lumea asta. Să nu folosesc alt cuvânt, mai dor. De ce să investești în ceva? De ce să-ți legi inima de ceva ce va arde, va trece, va piere? De ce să nu-ți legi inima de ceva care va trece dincolo? De ce să nu-ți legi inima de Dumnezeu în seara asta? Nu crezi că trebuie să-i spui ceva lui Dumnezeu? Dar cu adevărat, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Nu credeți, dragii mei, că în această seară ar trebui să ne gândim foarte serios pe cine iubim cu adevărat? Porunca asta, dacă vreți, luați-o ca pe un test. Iubești sau nu iubești lumea? Și îți dai seama dacă iubești sau nu. E un avertisment, dacă vreți. Dar e și o încurajare. Pentru că zice Dumnezeu, dacă nu iubești lumea și dacă îl înțelegi pe Dumnezeu, dragostea Tatălui va rămâne în tine. Dragostea lui Dumnezeu rămâne în voi. Și nu nimic mai frumos, ascultă-mă, că într-o lume în care oamenii se simt goi, într-o lume în care oamenii simt, zice, bă, nu, parcă-s gol, parcă nu mi-am nimic, parcă nimic, nu mă mai bucur de nimic, știi de ce? Pentru că ești plin de lume și nu ești plin de Dumnezeu. Când e dragostea lui Dumnezeu în inima ta, dragostea lui Dumnezeu îți oferă pace, îți oferă liniște. Dragostea lui Dumnezeu e cel mai bun balsament, cel mai bun pansament pentru lumea asta, cel mai bun balsam. Ce, ascultă-mă, e cea mai mare binecuvântare, dragostea lui Dumnezeu. Cel mai frumos lucru pe care le poți trăi și experimenta. Când Dumnezeu toarnă dragostea lui în inima ta, când dragostea Tatălui în inima ta, nimic nu poate să stingă focul care e în tine. Dar pe cine iubești? Pe Dumnezeu sau lumea? Evrei, trei zilele acestea, un al doilea holocaust, se spune. Într-o zi de sâmbătă, săptămâna trecută, au fost uciși cei mai mulți evrei de la o zi a holocaustului de zeci de ani în urmă. Lângă München există ruinele și încă se păstrează cât de cât. Fostul lagăr de concentrare de la Dachau, 25 de kilometri de München. În momentul în care se intră acolo, pe una dintre clădirile din administrative, ale fostei clădiri administrative ale lagrului de la Dachau, există o poză, foarte sute de poze puse pe parte și pe altă. Dar una din ele reprezintă, zugrăvește o scenă șocantă și dramatică. Un grup de mame cu copiii lor
copii de 5 ani, copii de 4 ani. Sunt unele cu copii în brațe. Copii de 5, de 10. Sunt cu fața îndreptată și stau să se deschidă ușile acelea camerelor de glazare. Știți că cei mai mulți au fost uciși pentru că și-au dat seama, gândiți-vă, lumea, sistemul lumesc, ideologia lumii, s-o gândi Hitler, bă, cheltuim prea mult cu glonțele pe care îi împușcăm pe fiecare evreu, pierdem prea mult timp, cheltuim prea mult, prea multe glonțe. Și-au zis, au dat măsuri ca să se găsească o altă metodă de exterminare mult mai repede. Și s-au recurs la un gaz foarte toxic, Zyklon B. I-au băgat în grajdurile acelea, i-au băgat în căpeile acelea și erau gazați cu gazul ăsta. De efectiv nociv care te omoară în câteva minute. Și în fața unui astfel de de camere de gazare, era un grup, e o poză care arată un grup de mame cu copii mici care stau cu fața îndreptată spre camera aia. Ele știu prea bine ce urmează. Ele știau prea bine că nimeni de acolo nu mai este viu. Și tot ce poate să facă o mamă la un moment dat e o poză absolut șocantă și îndușătoare în același timp. Tot ce poate să facă o mamă este să pună mâinile peste ochii fetiței ei. Efectiv, atât mai poate să facă în fața morții. Ce știu să facă? Să pună mâinile peste ochii fetiței ei. Este ultimul gest de protecție și de iubire pe care poate să mai facă. Când un grup de turiști a vizitat lagărul de concentrare de la Dachau și când au trecut prin culoarul acela și când au văzut pozele, la un moment dat era un turist în America și când a văzut scena asta l-au năpădit lacrimile și a fost auzind, strigând, efectiv a strigat omul ăsta, a zis, Doamne, fă ca ăsta să nu fie sfârșitul. În urmă cu 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pentru că te-a iubit și pentru că m-a iubit și pentru că a venit să ne scape de lume pe care de multe ori cochetăm că ea și o iubim, pentru că a venit să ne scape din ghearele ei, știind că e nocivă, știind că ne distruge, știind că ne duce la moarte, a venit să moară pentru noi. Iisus Hristos, dragii mei, ascultați-vă, nu ne-a pus mâinile peste ochi. Și Iisus Hristos și-a pus mâinile la Golgota și le-a întins să fie pironite pentru noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el să nu piară, ce să aibă ce? Ce să aibă? Viața veșnică, ce se întâmplă cu lumea? Va trece! Și atunci cum să iubești? Cum să iubești ceva ce trece? Cum să iubești ceva ce te distruge? Cum să iubești o travă? Cum să iubești autodistrugerea? Cum să iubești întunericul? Cum să iubești iadul? Că în spatele lumii stă iadul! În spatele lumii moartea, e degradarea! Dar dacă nu iubești lumea, dacă îl iubești pe Dumnezeu, dragostea Tatălui va rămâne și pentru tine și pentru mine. Nu va fi sfârșitul. Nu vom trece, ba dimpotrivă, vom rămâne pentru totdeauna cu El. Haideți să ne ridicăm în picioare și te provoc să te rogi astăzi și să-i spui Domnului, vreau să te iubesc. Scoate lumea din mine, Doamne, pentru că dacă nu, lumea mă va scoate din lumea Ta. Iartă-mă, Doamne, că iubesc mai mult telefonul, cariera, jobul, iubesc mai mult mașina, iubesc mai mult hainele, iubesc mai mult vacanțele, iubesc mai mult banii, iubesc mai mult plăcerile, iubesc mai mult like-urile, iubesc mai mult bârfele decât iubesc pe Tine, decât iubesc cuvântul Tău. Astăzi, aici, acum, vreau să mă pocăiesc și vreau să mă pocăiesc din toată inima
Pentru că am înțeles, Doamne, că n-am cum să iubesc lumea și să te iubesc și pe tine în același timp, pentru că interdicție, pentru că pur și simplu incompatibilitate și pentru că e o influență nocivă lumea asupra mea. Spune, Domnule, astăzi în rugăciune ceea ce crezi că trebuie să-i spui. Dacă trebuie să te pocăiești, dacă trebuie să ne pocăim, și cu siguranță e ceva acolo, mai e ceva de lucrat, hai să spunem Domnului. Vreau să biruiesc lumea. Vreau să biruiesc lumea, Doamne. Vreau să biruiesc prin sângele lui Iisus Hristos. Și nu mai vreau să iubesc nimic din tot ce înseamnă ideologia, influența, inspirația acestei lumi, ci vreau să te iubesc pe tine, vreau să iubesc cuvântul tău, vreau să fie desfătarea mea, vreau să iubesc biserica, vreau să iubesc părtășia, vreau să iubesc rugăciunea, vreau să iubesc, Doamne Dumnezeule, să vin, abia aștept să vin la grupe de casă, abia aștept, Doamne, să mă închin, abia aștept să vin la repetiții, abia aștept, Doamne Dumnezeule, să fac ceva pentru tine, abia aștept, Doamne Dumnezeule, să mă implic, abia aștept, Doamne, să mă duc la un orfan, abia aștept, Doamne Dumnezeule, să mă duc la o văduvă, să o ajut, abia aștept, Doamne Dumnezeule, să mă duc la o casă de săraci, Doamne, să dau un strat de vară, abia aștept, Doamne, știi de ce? Pentru că te iubesc, de-aia fac lucrurile acestea. Trebuie să ne pocăim, să ne pocăim în seara asta.